Echipele primăriei romane au lucrat câteva zile bune pentru a strânge gunoaiele aruncate de romașcani în zona cartodromului. Primarul Laurențiu Leureanu spune că cetățenii ar trebui să respecte natura și să păstreze curățenia. Rugăm cetățenii, dacă nu fac, măcar să păstreze. Uitați ce frumos arată acum. E păcat să ne batem joc, dar uitați-vă ce frumos. Da? Deci curățenie finalizată. De asemenea, în zona cartodrom, Matei Milo, înainte de aici pe timpul curățeniei, da, înainte de a se face spre cartodrom Matei Milo, înainte de a se face curățenie, cam cum arată, ia uitați-vă, efectiv o groapă de gunoi. Astea sunt lucruri foarte importante pentru cetățeni, să vadă ce se întâmplă, cum arată. Și cred că ar trebui prețuit efortul comunității. Edilul romanului atrage atenția atât celor care locuiesc în zonă, cât și celorlalți care aruncă gunoi acolo, că zona va fi monitorizată, iar cei prinși vor fi pe loc amendați.